Modelul de față este 2023 și cu motorizarea de 1.5 diesel, ce-i place românului. Nu se parchează singură. Uite, de exemplu, aici în față are doi senzori, unul pe stânga și unul pe dreapta, sunt senzorii de unghi morți. Probabil în următorul an o să aibă și un bulbar, nu de fabrică, pentru că acoperă camera. Furăm culoarea de la Audi, furăm volanul de la nu știu ce. Mai garanție 5 ani sau cât? 5 ani și 200.000 de kilometri. Nu era un standard protecțiile pentru bările față spate. Fiind faptul că e full, are inclusiv niște iarnituri extra și o antifonare mult mai tată, dar pe partea de spate nici carenaj nu are. Oglinzi rabatabile? Da. Sunt rabatabile? Da. Ok. Automat. În momentul când se încuie mașina, se pliază oglinzile. Avem keyless go și entry. Și entry. Avem și una așa. Secția care mi se pare, nu că ușoară, extrem de ușoară. Camerele. 360 și producătorul recomandă când pleci de pe loc, gen cum e parcarea în care filmăm acum, poți să pleci cu a doua. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul nostru de YouTube. Știu, este un vlog special, deoarece astăzi filmăm Dacia Duster generația a doua. Și pe tot YouTube-ul acum circulă clipuri cu Dacia generația a treia, însă nu am apucat ca să filmez un Duster generația a doua, facelift model 2022, ca și acesta, iar astăzi am avut ocazia. Acum o să-l invităm alături de noi pe Iulian și o să ne prezinte mașina lui. Salutare, Iulian! Salut! El este proprietar de Dacia Duster din 2023 chiar. Oh, super tare! Am acest Duster care nu este în tocmai normal, top, este cel mai varianta full. Full și cu toate opționalele disponibile la Dacia, plus alte opționale care le-am cumpărat personal, ca de exemplu cutia de depozitare de sus. Tot ce s-a pus pe acest Duster nu se mai putea pune altceva, să zic așa. Din deci, punct de vedere al producătorului, a fost full. Modelul de față este 2023 și cu motorizarea de 1.5 diesel. Ce-i place românului. Ce-i place românului, dar 116 cai. 110. 116. Am văzut că sincer nu știu. Generația anterioară Duster 2 non-facelift avea 110. La asta generația 2 facelift au trecut la 116 cai blue, nu știu cum se numește. Blue de cei. Pentru că astăzi am filmat un Duster, hai să vă arăt un raport car vertical cu un Duster care a avut câteva evenimente neplăcute. Acest Duster este în România și haideți să vedeți despre ce este vorba. Am avut probleme cu mașina și cu kilometri, am avut probleme cu mai multe. După cum vedeți, așa arată mașina și priviți daunele pe care mașina le-a avut. Raportul car vertical ne arată cât de grave au fost aceste daune. Probabil mașina aceasta se va face, după cum vedem și la kilometri s-au umblat puțin și nu este în tocmai normal. Să luăm în calcul daunele care s-au produs la această mașină. Nu uitați, aveți 20% reducere pe car vertical pe primul link în descriere. Bravo, deci asta e ceva mai special, au mai pus încă 6 căluți ca să și să AdBlue. Și AdBlue, deci folosești AdBlue la ea, da? Undeva la... Știu că consumă undeva la 10 litri pe 10.000 de kilometri. Eu am aproape 7.000 de kilometri cu ea, i-am completat că va veni doar cu cel din fabrică care era foarte puțin și... Interesant, dar lăsăm detaliile astea pe mai târziu. Voi susțineți-ne cu un like, cu un subscribe, cu un share, 20% reducere car vertical pe linkul din descriere. Dacă vreți să cumpărați o mașină, vă rog să vă o verificați pentru că este foarte important, kilometri să fie real și totul să fie în ordine. Bun, acum o să trecem și o să vorbim în fața mașinii despre dotări, ce s-a pus pe Duster, multe alte detalii ne va da asta. Iulian. Băi, mie îmi place mult de tot. Da, noua și la Logan am văzut farurile și noua siglă. E genială. Avem faruri LED. Da. Full LED. Sau există, nu chiar full faza LED. Faza lungă nu e LED, e halogen. Halogen, am înțeles. Semnalizarea, nu știu. E LED. E LED, am înțeles. Decât pe faza lungă nu s-a pus. Și îmi place designul lor care este făcut în Y atât pe față cât și pe spate, nu? Da, atât... Okay. Farurile cât și
stopurile da. Pe spate. Sunt LED. Vila centrală cu noua siglă. Oricum, noua rebranduire a Dacia, din punctul meu de vedere, a venit cu un aer fresh pentru ei, că chiar era nevoie de o da, schimbare. Da, așa este. Apare un pic mai tinerească, mai up-to-date, mai... Au făcut un upgrade, să zic, mare pentru Dacia. Lila aici optescu este o cameră. Da, varianta asta de mașină are camere 360 de grade, atât în frontal, în spate și în oglinzile laterale. Aici, uite, în pe asta oglinzi, da, este acolo jos. Și ți arată totul pe navigație, nu? Da. Bara... Sunt destul de utile în momentul când parchezi în locuri strâmte. Văzui pe spate ceva, dar ăia sunt sigur că nu sunt senzori de parcare, sunt park assist. Da. Să se parcheze singură mașina. Nu se parchează singură. Uite, de exemplu, aici în față are doi senzori, unul pe stânga și unul pe dreapta, sunt senzorii de unghi morți. Prima dată când am luat mașina, am zis că sunt senzori de parcare. Și am aflat ulterior că nu. Ai văzut că la Volkswagen în lateral aici se punea oia de la Park Assist. De asta te întrebai. Da, bine, Dacia e departe de încă de, poate Duster-ul 3 o să aibă și... Câți bani a ajuns mașina asta? Așa cum este. Așa cum este vreo 24.500. Full, da. Tot ce s-a putut pune și ce ai mai pus tu opțional. Da, da. Hai să vedem ce se mai remarcă. Bara centrală din față, două proiectoare normale, ca de altfel, pentru că nu s-a pus LED acum pe nici care, niciun fel de mașină s-a pus LED pe proiectoare. Există varianta aftermarket, să poți să le înlocuiești da, cu LED-uri. Nu, e păcat, e mașină nouă, nu putem să facem chestii din acestea, dar na. Băi, sunt alții care au făcut și care au transformat Dusterul ăsta într-o mașină. Bine, unul din motivele pentru care am ales Duster a fost că este foarte ușor de modificat. Pe viitor am în plan să... Serios? Da. Bă, și arată bine, arată bine modificat. Adică probabil în următorul an o să aibă și un bulbar, nu de fabrică, pentru că varianta de fabrică nu știu cine a gândit-o, ci mi-acoperă camera. Camera? Da, nu se mai vede. Da, și am găsit o variantă la o firmă din Germania care personalizează Duster-e, fix cu asta se ocupă, CarPoint, și vine undeva până aici. A, e suficient încă să nu-ți mai acopere camera. Da, uite, asta nu știam. Deci au făcut și ei, nu știu ceva, dar n-au făcut. Probabil s-au gândit la varianta în care cine își cumpără un Duster să-i pună bulbar, nu și ia varianta full, că na. Corect. Eu zic că își merită prețul. Eu sunt foarte mulțumit de ea. Înainte să iau decizia de a-mi cumpăra Duster, am avut la un moment dat ca și mașină un replacement car, tot un Duster cu 4x4, fix același model ca asta, doar că nu era full și am făcut în 3 luni de zile 20.000 de kilometri, timp în care am avut... Probleme? Nu, am avut timp să o testez, să văd ce poate ca am să... Am crezut că au apărut probleme de la 20 Nu, chiar n-am avut... Nu, mașina era mașină de înlocuit, închiriat, doar că chiar am fost mulțumit. Adică n-am avut ce să zic, pe unde am băgat-o, m-a scos, nu... Culoarea asta, mulți ar spune că este un Ardo gri. Nu știu ce cod de culoare au pus și de la Dacia, numai dacă tu știi ce cod e. Ca în carte și în talon scrie gri. Gri. Mai mult nu știu să zic. Știi că înainte la mașinile vechi la Dacia scria blue mamaia, blue azur, blue nu știu ce. E, într-un final s-au decis ca să pună albastru. Băi frate, cine mai chinuim noi ca să mai punem blue mamaia, blue azur, blue... Trecem albastru și albastru dacă ai în talon. O gamă foarte variată de culori pe care poți să o încadrezi în albastru. Asta e o culoare nouă pentru Dacia, deoarece văzusem asta în gama VAG, Audi, Volkswagen, Mercedes. Care au folosit Mercedes culoarea asta. Și ce au zis? Bă, hai să împrumutăm și noi. Furăm un far de la Lamborghini, vorba aia. Furăm culoarea de la Audi, furăm volanul de la nu știu ce. Au făcut ca să fie într-un fel o mașină remarcată, o mașină care, o mașină care e foarte bine vândută. În Germania îi prinde ele. Și uite, un alt motiv pentru care m-a făcut să aleg Dacia este faptul că găsești piese peste tot. Ok. E foarte ușor de întreținut, adică nu știu cât ieftin nu mai e. Ieftin nu mai e. Să fim serios, ce mașină mai ieftin întreținut în ziua de azi? O mașină, mă refer la mașină nouă. Da, mașină nouă. Oricum ai garanție 5 ani sau cât? 5 ani și 200.000 de kilometri. 200.000? Da.
La mine am cerut eu garanție extinsă. Am înțeles. E cea mai bună. În mod normal ai 100.000 de kilometri și 3 ani. Dar mai plăti 500 de euro în plus și... Aia e, ce să face? Ori cu 500, ori fără 500 în buzunar. Aia e. Hai să trecem pe lateralul mașinii, pe partea aceasta. Și să vorbim mai multe despre lateral, despre ce ai adăugat pe ea, pentru că văd. Da, sunt ceva opționale. Ok. Varianta extrem, când am achiziționat, când NATO eu nu era pus, nu era un standard protecțiile pentru bările față spate. Adică acestea? Da. Da, deci ăștia au fost acum opționale. Acum le pun în standard. Ce am mai pus? Protecțiile pentru uși. Acestea? Da. Okay. Și pragurile. Și pragurile, bă, ăștia în total foarte... pe mașină au fost puse accesorii undeva la 2000 de euro. Deci 2000 de euro ca să... Doar accesorii, în afară de... Ce ai renunțat și nu ai... Ce ai renunțat? Ce nu ai pus pe mașină a fost doar acel bulbar care pentru că da, mi-a acoperea camera și pe o altă chestie, eu am vrut neapărat negru mat și cel pe original pe fabrică e numai cromat și nu pușca nici cum pe mașină. Da, dar mai avea o variantă. Venea la noi la Severin aici și-l colantam și-l făceam cu voi tu. Ok. Bun. Jante pe 16, jantele pe 17. Ok, sunt originale. Ok, frumos, da, cauciucuri good. Bine, încă un mic detaliu care probabil nu știu dacă o să se vadă în filmare. Capacele de la, dacă te uiți la ele. Acesta? Nu, capacele de la ventil sunt puse personalizate, alea sunt cumpărate de mine. Ah, chiar vino cu camera să arătăm aici, chiar. Asta nu am văzut. Uite, chiar, uite aici sigla, frate, Dacia. Ce tare. AliExpress pe bune? Da. A, tu le-ai pus? Da. Bă, mă gândit că au scos ăștia, bă, de la Dacia. Bă, mă, și miram, bă, frate, au făcut și ei un lucru. Bă, excelent, bă, au pus capace cu sigla acolo, Dacia. Da. Dacă tot suntem la chestii custom ce am mai pus, uite, aici, asta de la tot brandul, uite. Oh, da. Tot după AliExpress sau nu? Vină cu camera în coache. Foarte important să arătăm aici. Da, uite, arată bine. Bă, chiar se încadrează foarte bine, nici n-ai zice că e... Și e prinsă cu dublu adeziv. Da, e ok. Bun, o să trecem și la interior și o să vorbim și despre dotările de la interior. Softul încă nu s-a ajuns acolo la Dacia, momentan e prea mult să spunem. Oricum, așa. Varianta asta, dat fiind faptul că e full, are inclusiv niște iarnituri extra și o antifonare mult mai bună. Dar decât vorbim când o să ajungem la interior. Da, chiar o să facem poate și un test drive, am și GoPro și o să punem la tine, la mine, la oricare pe cap și o să vedem cum se aude. Pentru că eu știu că când am testat prima dată, nou, vechiul Duster, să zic așa, prima generație, băi, și auzeau urât de cât pare, mă, în spate aici, auzeai tot vujeitul, era foarte slab antifonată. Acum face foarte multă gălăgie, într-adevăr, cutia de sus, dacă e goală, chiar... Bările astea sunt opționale sau nu? Nu, sunt în standard. Sunt standard, deci da, orice model Duster vine... Fix la două luni după ce mi-a venit mie mașina, au apărut modelul de bări modulare și atunci nu mai ai nevoie de astea extra. Așa. Se desfac de aici și le pui, le sucești așa pe diagonală, cu sistem de prindere. Această cutie ai pus-o tu ulterior sau tot așa? Deci da, ai pus-o tu, am pus-o nu? Eu. De fabrică nu puteai ca să mă o mai includ în opțiune. Puteam să o pun și de fabrică, doar că era mult mai mică față de asta. Mai mică și probabil costa și mai mult. Nu, prețul cam același. Cam același. A fost, era undeva la 300 de euro. Un avantaj al acestei cutii te ajută la bagaj, adică când nu pui portbagajul. Toate că portbagajul de la Duster e mare, când ai un copil, ai nevoie de mai mult. Da, și alege această variantă de cutie. Și dezavantajul ar fi că la viteză de e la 120 e gălăgioasă, nu? Da. Și simți că te ține puțin așa parcă pe loc. Nu. Nu neapărat, dar e gălăgioasă. Cum ar fi vorba între noi, mergi cu 160 cu ea deasupra, legal n-ai voie decât 130. În Germania e legal până la 300 la oră, că nu ai limite pe anumite părți, nu? Bine, pe fișei tehnică n-ai voie 130. Nu-ți garantează nimeni că nu poate să se desprindă. Sincer, n-am încercat să văd cât poate mașina, că asta, să fim serioși, nici nu este concepută ca și o mașină de viteză. Da, clar, clar. Și nu știu dacă e concepută și pentru off-road, deși
Duster-ul, să primul model, se descurcă foarte bine. După cum ți-am mai zis, am avut trei luni de zile mașina aia pe care am condus-o, uh-huh, și chiar am fost foarte încântat în off-road cu ea. Adică nu, și mașina era stock de fabrică, nu făcut zile. Formotion. Da. Formotion. Același motor, aceeași cutie, aceeași. Din punctul meu de vedere, eu cred că e foarte ușoară. Asta voiam să remarc, pentru că s-a vorbit și se vorbește pe internet de ce Duster-ul se descurcă atât de bine pe trasee de off-road și le compară toți cu Touareg-ul, că Touareg-ul e o mașină foarte grea, dai seama, are 2 tone jumate. Goală. Cum naiba? Și Duster-ul e foarte ușor și se duce, frate, adică chiar se descurcă. Poate mai bine decât multe alte SUV-uri. Pragurile au fost undeva la 400 de euro. Nu-i reprezentanță. Mult. Nu e așa mult. Da. Nu, toate accesoriile, în afară de cutia de sus, au fost puse în reprezentanță. Da. Ce nu au făcut ei, că na, e 2023, pe spate. La modelul acesta au pus tot tamburi, deși la ăsta al nou care a ieșit acum, în sfârșit au trecut și la discuri. Da. Discuri de frână pe spate, în 2024, aproape. Că, acum nu știu cât de bine e tratată, dar pe partea de spate nici carenaj nu are. Pe interior, dacă te uiți... Ah, chiar! Da, uite, nu are! Are decât acolo, în spate. Atât. Da, uite, băi, frate, se vede treaba. Și am căutat să cumpăr, dar n-am găsit. Da. Nici pe Rusia, nici pe nimic. Ai văzut că majoritatea care au Duster, multe... Pe Turcia găsești multe. Turcia? Și mulți își puneau și farurile și emblemele alea de Rusia. Mă refer tot la fel, la Duster-ul la anterior, care avea cu Y-ul ăla sau cum nimba era așa, știi? Da, știu. Cum că am trecut la partea din spate, aici vorbeam de stopurile în Y care sunt LED, doar aceste Y-uri, că restul becurilor sunt normale, nu? Da, sunt normale. Becul de semnalizare e normal. Puneam noi de senzori. Uite, da. Vezi? Zici că sunt senzori de parcare. Păi ăștia sunt senzori de, senzori de parcare. Senzori de parcare, da. Și camera? Camera este undeva aici. Au pus-o... Băi, e ascunsă bine acolo, nu se vede chiar așa, știi? Adică e ok. Cârligul de remorcare a fost tot... Și asta opțional. Opțional și... Și este și demontabil. Mai ții minte cât a costat cârligul ăsta? Vreo 3500 de lei. Mult, având în vedere că ai văzut că acum OLX-ul e plin de anunțuri cu 1500, cu 1000... Da, eu m-am gândit și la varianta de... Dacă îl pun în alt service decât reprezentanță, am zis să nu afecteze cumva garanția. Și de asta am ales să pun... Uite, că vorbim de garanție. Mașina a venit cu folii de fabrică, să le-ai pus. Nu are nici folii, sunt geamurile... negre din fabrică. A, deci de fabrică. Că da. Dacă... Tu nu aveai geamurile negre. Heliomate, de fapt, sunt. Exact. Dacă nu erau negre de fabrică, tu ulterior voiai ca să spui folie pe geamuri. Da. În timpul garanției, tu pierdeai acea garanție. Știi asta, nu? Nu. Da. Deci e valabilă chestia asta, că dacă spui folie pe geamuri, știu de la cineva care și-a luat, nu știu dacă e și la Dacia, la fel, dar la Ford 100%. Hai să vedem și portbagajul mașinii, cât de mare și de încăpător este. Păi, aici e căruțul care e pliat. Da. Mașina, varianta de 4x4 vine din standard cu covoraj de cauciuc. Are roată de rezervă. Roată de rezervă normală. Deci are roată de rezervă. Tocmai de asta spațiul de depozitare este un pic mai mic. Mai mic. Roata de rezervă e plină. E plină, am înțeles, da. Nu e de 17, e de 16. Dar este roată întreagă, nu... Ca cele de... poți să mergi cu 80 la oră. Există și varianta fără roată de rezervă? Da. Deci au făcut și varianta. Varianta care-i 2x4 sau varianta pe GPL care au buteliile de gaz în locul de roată de rezervă. Întrebai și spusei de chestia asta pentru că și eu am avut un Volkswagen Tiguan, tot așa fiu, și... Nu aveam roată de rezervă, dar aveam spațiu, spun că se ducea așa în jos, vreo 10-15 cm, cobora în jos. Iar celelalte care aveau roată de rezervă veneau la nivel și nu era mare diferență între portbagajul de la Duster și de la... Da, acum
roata de rezervă pentru o mașină cu care vrei să faci de toate, din punctul meu de vedere, e necesară. Chiar este. Mai ales când pleci cu ea la drum întins. Și mă uitam eu acum la cârlic, că tu, dacă vrei, poți să-l dai jos. Da. Nu l-am dat niciodată jos, sincer. Ai o rotiță care ți indică... Și o cheie îmi trebuie nu la el. Nu vrem să-l dăm jos, că-l dai seama, nu am vrea ca să facem acum deranj. Dar e simplă treaba, știi? Uite, mișcă de rotiță exact așa, așa aveam pe cârligul de la Lancer. Știi? Ai mișcat de ea, pac, ai deșurubat, l-ai băgat în portbagaj și aia e. Deci așa ar trebui. Da, cred că s-a blocat aici. Dai seama că ăsta nu te joci toată ziua să-l dai jos și să-l pui... Nu are rost, eu zic să îl lăsăm așa cum este. Da. Știi că cârligul ăsta e... Și ăsta e motiv pentru care îl țin, să protejezi bara. Da, da. Ai auzit că acum dacă cineva te lovește în spate și tu ai cârlig, te poate da în judecată. Știu. Da, pe chestia asta. Ți-l mâneți camera. Bun, hai să dăm și cu portbagajul să îl închidem. Ma variantă electrică la Duster există aftermarket. Deci există aftermarket? Aftermarket, da, sunt niște băieți la Târgu Mureș, dacă mi-aduc bine aminte, care fac asta. Tare, foarte tare, îți dai seama, portbagajul, telescop, îți dai seama, telescopul electric. Totul electric, ca la... Și cu soft clocks. Ca la Audi, ce să mai dată, se poate și pe Dacia dacă... Bine, inginerii noștri nu au vrut ca să se ducă chiar atât și să avanseze. Că eu cred că nu a fost chestia de că nu se putea, cât premiza a fost să fie o mașină ieftină. Aia e, că dacă puneau prea multe, trebuia să ridice și prețul și să te duci cu un Duster până la 35. Cred că nou model de Duster nu mai va mai fi chiar așa ieftin. Cred că va pleca de la 30.000 prețul. Încă nu m-am documentat, dar cred că de la 30.000 va pleca. Țin să cred. Nu știu să zic. Asta. Eu auzisem ceva de vreo 19.000 prețul de start și să ajungă până la 30.000. Voiam ca să facem, dar o să facem pe partea aia, pentru că eu am 1,80 m și să facem un test să vedem dacă ating cu capul sau nu. Chiar sunt curios. Cum stai pe bancheta din spate? Eu stau ok. Nu sunt chiar așa înalt ia ca tine. Să vedem. Pot să încerc. Chiar vreau să încerc. Uite, geamuri electrice și pe spate, da? Să ne înțelegem. Nu mai există doar fața, este și pe spate. Hai să vedem. Deci la... A, păi înaltă, și stai bine de tot. Și scaunul văzut că e totuși dat pe... Pentru mine, care nu-s chiar așa micuț. Ok, da, e bine. Bancheta din piele cu cusături cu inserții... Portocalii, da, portocalii. Tot aici în spate, cei de la Dacia au pus două porturi USB de încărcare a telefonului. Pe și în stânga și în dreapta să ți-l încarci, să fii... Eu am văzut-o ca și pe o oportunitate de a conecta o tabletă pentru copil. Când îl să pui știi. În spate, îi pui o tabletă de tetieră. O opțiune bună. Fii atent, asta scaunele de piele, da? Sunt detașabile ca să le poți curăța. Serios? Da. Băi, mișto rău. Îmi place. Așa. Nu e cea mai înaltă mașină să zici, bă, că te chinui, ca să te urci în ea, e decentă, chiar e ok. Probleme. Da, are ISOFIX pe ambele părți, acum în funcție de cum e mai ok să-l pui. Uite și oglind, dacă nu vorbim de senzori de la unii, apare aici cu galben sau cu portocaliu, da. Cu galben. Și și aici. În bord ai butonul unde poți să-l dezactivezi. A, deci dacă vrei să-l dezactivezi, simplu apeși butonul și gata. Ce mi se pare un pic incomod, poziția de butonului de încălzire în scaune. Ok, că l-au pus tipic Renault, că și pe Megane 3 tot acolo e pus. Deci la Megane 3 tot aici, la Megane mi se pare că e și o rotiță, dacă nu mă înșel. Am vrut să-mi iau un Megane și de asta spun că m-am documentat și văzusem, îți dai seama că tot urmăream. 4 geamuri electrice. Da. Oglinzi rabatabile? Da. Sunt rabatabile? Da. Ok. Automat, în momentul când se încuie mașina, se pliază oglinzile. Bine, bă, asta poți să o dezactivezi. Poți să o dezactivezi, da. Asta este piele. Sintetică? Sintetică, da. Materiale un pic, să zicem, mai ieftine, dar e bine că au pus piele. Asta e lucru mare.
Pe varianta nouă de extrem care este acum la vânzare, au pus un fel de piele întoarsă. Și chiar i-am zis tipului de la reprezentanță, i-am zis să nu mi-o aduci cu varianta nouă cu pielea întoarsă, că ai și un gri mai deschis, se murdărește foarte repede și eu recunosc că nu sunt omul care să țin mașina ca pe un bibelou. Că mașina trebuie să-și facă treaba. Avem aici lângă scaun butonul pentru la rezervor ca să-l desfaci. Am spus de încălzirea în scaune, care cred că este pe două sau pe trei trepte. Una. Una, o singură treaptă. Și face față, adică încălzește scaunul cum trebuie. Da, bună și aia. Volanul frumos, cu cusături gri, de piele. Sintetică. Sintetică, da. În sfârșit, claxonul pe mijloc. Vreau să văd dacă are două trepte. Nu, are doar o singură treaptă. Bine că au pus și claxonul pe mijloc, așa cum trebuie, pentru că până în 2020 a fost tot aici. Reglajul volanului îmi pare rău că nu-i pe aici și pe adâncime, e doar sus-jos. E doar așa. Sus-jos. Da, atât. Pe adâncime nu e. Da. Ba da, este. Aia e? Este, este. Cum să... Înseamnă că e foarte mică curs. Băi, e ok. Da. E suficient. Dacă era blocată. Na, vezi, descoperăm pe vlog, ce să mai, e lucru mare, uite că nu, na. Eu nu știam că... Pilotul automat, la fel, cum zisei de Megane cu încălzirea în scaune, și Megane-ul și Dacia au pus tot pe volan, cu resetat. Da, nu mă deranjează, să știi. Comenzile vocale, nu? Adică gen dacă vrei ca să dai o comandă. Să vorbești cu mașina. Vorbește cu tine, te înțelegi pe ea? Call baby, call Dacia. De aici schimbăm melodiile, nu? Nu. De pe navigat, melodiile, de aici schimbi instrumentarul de bord, de aici. Am înțeles. La zona de entertainment are în spatele butonului rotița clasică Renault. Da. Și avem keyless go și entry. Avem și una și alta, este perfect. Ce înseamnă asta? Cartela, adică cheia care arată cam așa că tu i-ai pus o husă, nu? Da, i-am pus o husă. Uite ce faină e. Deci tipic Renault, nu mai avem cheie să înfigem, să băgăm. Butonul de start-stop aici. Dă-mi e camera ca să fiu mai... Așa, uite-l aici. Frumos, cheia stă acolo. Două porturi de încărcare. USB-ul care îl folosim pentru navigație. O climă, nu? Este climă, nu? Da. Un climatronic și aici avem, cum s-ar spune, cum băieții cu BMW-uri știu mai bine, butoanele full la butoane, așa are de asta aici pe muză. Tableta de 8, nu? Este, de fapt, nu cred că e variantă mai... Nu, altă variantă nu există. Singura variantă? Da, e un pic incomodă, mi se pare un pic cam jos navigația, din punctul meu de vedere, față de nivelul ochiului șoferului. Dar nu e atât de deranjant. Am văzut că pe nou model au pus-o și ei mai sus. Au ridicat-o mai sus, da. Ultimul tău consum 5,9 economic. Diesel, da. Ce-i place românului, cum ai spus tu. Hai să-i dăm și o cheie, să vedem cum se... Da, nu pornește dacă n-apeși ambreiajul și frână. Da, știu. Wow, ce frumos se aude muzica. Așa pornește. Așa pornește, da, puțin. Și ce am observat, ai văzut, când am pornit, îi dă swap. Acele se dau peste cap. Încă un plus pentru Dacia. Direcția care mi se pare nu că ușoară, extrem de ușoară, deci e foarte ușoară. Navigația, eu pe ultimele modele de la Dacia a fost pus servo electric. Probabil și ăsta e un motiv pentru care este așa de ușoară. Este mai ușoară, da. Primul buton ce face de la navigație acesta? Ăla, din câte știu, e Hill Descent Control. Ok. Care te ajută la coborârea în rampă. Start-stop-ul. Da, start-stop-ul. Modul economic. Da. Mergi cu modul economic sau nu prea? Nu prea, că ăsta ți-a din putere dacă îl folosești, nu? Da. Avariile, uite ce micuț e butonul ăsta de la avarii și fiecare. Dar să știi că e foarte comod, dat fiind faptul că ai schimbătorul aproape, chiar e cumva la nivelul
părții de sus a schimbătorului și foarte comod de utilizat. Senzorii de parcare, camera și controlul tracțiunii. Ia să vedem dacă apăsăm pe camera aici, uite. Camerele 360. Stai camera din față, dreapta, lateral, stânga. Uite la ușă. Față, spate. Și totul așa cum trebuie. Sincer, n-am avut timp să intru într atâtea detalii. Uite că intrarăm acum. Chiar sunt curios, uite, de asta nu știu dacă chiar chiar merge sau nu. Cotiera? Bă, da, uite și cotiera. Avem cotiera care e destul de comodă. Tot de piele. Și e și culisabilă față-spate. Deci se dă și în față și în spate. Butonul de 4-4 care s-a pus aici pe mijloc nu mai este pus ca la modelul anterior lângă schimbător acolo în față. Că vorbim de schimbător, vorbim de 6+1 trepte, nu? Da. Așa? Dar fiind faptul că e varianta cu 4x4 și motorul diesel, chiar și producătorul recomandă când pleci de pe loc pe locuri gen cum e parcarea în care filmăm acum, poți să pleci cu a doua de pe loc. Hai să vedem și motorul, motorizarea acestei mașini. Foarte simplu. Avem și telescoape, m-au pus și nu unul, au pus două telescoape, lucru mare pentru Dacia. Încă o dată felicitări Dacia. Motorul în principiu seamănă cu ăla de 110 cai, că ne dăm seama după acest furtun, însă sunt mai multe chestii pe aici care pe vechiul Duster nu se aseamănă, să fim sinceri. Bateria în față, lichidul de frână acolo, antigelul acolo. A, uite, pe furtunul ăsta se simte cum aerul, cum circulă. Aparte. Plastice ceva. Acolo e filtru de aer. Motorul, dar vede. Vezi? Circulă aerul. Da. Chiar circulă aerul. Deci aerisistul ăsta fiind antiponat, știi? Uh-huh. Deci aici aerisire la motor, știi? Da, da. Da. Da, e mișto treaba. Și fii atent, eu acum văd că dacă te uitai așa în principiu la motor, spune unde pun lichidul. Uite-l, lichidul de parbriz aici îl pui. Vezi? Hai că au făcut o treabă bună, l-au ascuns acolo. Cam atât despre mașină la exterior, la interior. Aș vrea ca să se comportă și pe drum, așa că vom face un... să zic test drive, așa, un mic test drive, pentru că ne-am lungit foarte mult cu acest episod, dar sunt multe de spus și când filmezi o mașină pe care nu ai mai filmat-o, este bine ca să fii informat și să afli de la proprietar tot ce trebuie. Hai să vedem și cum se descurcă mașina și în test drive. Motură în bluză. Dar știi că și un prieten de-al meu și-a cumpărat un Dacia Sandero, tot model 2022, da. Și-au avut ceva probleme cu mocheta, cu garnitura acolo și s-a dus la el, la reprezentanță, și se tot desfăcea, știi? Și a zis că e o problemă de fabrică cu ele. Cum e vorba românului? E boala lor. E boala. Să vedem așa în principiu cum merge. Bă, e mult mai silențioasă. Scuză-mă, da. Primul model de Duster era foarte zgomotos și mai ales în spate. Treptele sunt scurte sau lungi? Sunt foarte scurte. Foarte scurte. De-aia te întrebai că văzui că... Deja sunt între a 3-a la 40 la oră. A 6-a la 120 la oră. Ai cred că 2000 de ture. 2000. Cam așa. Cam pe acolo. Noile aeratoare nu mai sunt capacelele de borcan. Uh-huh, nu mai sunt alea, dar rotunde, urâte, ca naiba. Navigația care e și cu Bluetooth și... Android Auto Wireless. Da. Waze și... CarPlay. Da. CarPlay, așa avem și pe Lesser. La fel, doar că era ceva aftermarket, asta e de la... Mama e, cum să spune. Rezervorul, din câte știu și am văzut, este de 50 de litri. Da. Și cât mergi cu un plin? Întrebarea românului. Cât consumă spusări în care tare pe bord? Doar da. 600-700 km. Depinde foarte mult. Asta cu cât mergi cu un plin e foarte, foarte interpretabilă. Pentru că, da, mașina nu e cea mai proastă la consum. Uh-huh. Dar depinde de stilul de mers al fiecăruia. Că dacă o bruschezi, categoric va consuma mult mai mult. Da, eu
dat fiind faptul că am o experiență și foarte mulți kilometri la activ, nu mai sunt la vârsta în care să dau în ea să-i sară pistoane prin capotă. Exact. Merg mai eu mai zic că doar în afară, dacă mergi cu mașina aceasta cu 50 de litri, mergi cel puțin 900 de kilometri, cel puțin, părerea mea. Da. Așa un consum mediu, să zic așa, combinat, cred că undeva la 700-800 lejer mergi cu 50 de litri de motorină, nu? Păi, ca să fac un exemplu, plin și încă cred că vreo 10 litri, București-Severin dus-întors. Uși. Cu încă 10 litri? Da, nu mi ajunge un plin. Am înțeles, da, probabil că... Bine, ai și bucăți de autostradă, am și cutia de sus care consumă, mai pornești un aer condiționat, să nu ți se aburească geamurile. Și totuși e decentă. Da, adică nu sare mai mult de iasă, 6% pe ultimii 6.000 de kilometri. Unde s-a mers, mai, într-adevăr, mai mult drum întins decât trafic în București, că... Să fim serioși, asta nu e o mașină cu care să... Tu acum ești pe 2x4, nu? Da. Și dacă îl muți pe auto, e 4x4, nu? Nu, 4x4 e doar când îl dau pe 4x4 loc. Am înțeles. Acum pe auto, atunci... Nu mai e nimic în bord acum. Da, în momentul când în consideră ea că are nevoie de 4x4, îți cuplează 4x4, altfel... Nu... Da. Și 4x4 ți-l decuplează la 70 de km pe oră. Ca și spațiu, acum na, scaunul meu e un pic dat mai în față, nu atingi de atins. Asta cu spațiu depinde cu ce compari. Exact. Că eu, de exemplu, am o mașină de muncă, cumva tot la nivelul ăsta, un Sangeon Corando, care la interior e mult mai mare decât asta, dar portbagajul e la jumate. E micuț. Da. N-ai ce să... Cumva trebuie să compenseze una cu alta, știi? Adică nu le poți avea chiar pe toate. Adică, nu știu, mie, când am luat decizia de a cumpăra Duster, mie Duster mi se pare un... Te ajută cam la tot ce ai nevoie. Aveai și altă opțiune? Adică te gândești la o altă mașină în afară de Duster sau ai plecat de la bun început, bă, cumpăr Duster și atât? Inițial am vrut să-mi iau Isuzu D-Max, dar mi-am dat seama că n-am unde o parca. Prea mare. Da. Am zis, băi, tot vreau ceva cu 4x4. Am zis că n-are sens să dau mai mulți bani pe o mașină, că tot același lucru. Microfon aici, cred că microfon și acolo. Acolo nu știu ce. Avem atenție așa de mari, să avem și cu plafoniere iluminate. De ajuns că te-au pus până acum. Chiar... Aici are. Are capac aici. Are capac, da, dar n-are lumină. Da, acum atâta mașină de bani ăștia, ce vrei mai mult. Folosești. Da. Când ai nevoie, te folosești de ea. La mine mașina trebuie să meargă și ăsta a fost un motiv pentru care am ales... Că, na, acum să fim serioși, la 25.000 de euro îți luai o mașină la mâna a doua, Vita Merțanul sau BMW-ul sau nu știu mai ce. Dar poți să ai surpriza să te lase oricând în drum. Exact, bine, și asta poți să ai surpriza să te lase oricând în drum. Dar am asistență de la Dacia, sun, am pus mâna pe telefon.